Evenimentele dedicate Zilei Eroilor de la Timișoara au debutat joi dimineață cu întâmpinarea oficialităților, prezentarea onorului, salutarea drapelului de luptă și intonarea imnului național al României la cimitirul eroilor din Calea Lipovei. Ziua a fost marcată cu slujba de pomenire a eroilor, depunerea de coroane și buchete de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989 și Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial și Sfânta Liturghie de Înălțare a Domnului la Catedrala Metropolitană. Să păzești neamul nostru călăuzindu-l cu mirință, biruință, din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în cetele aleșilor tăi sufletești celor pentru care cu credință de patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. A urmat apoi defilarea gărzii de onoare, dar și alocuțiuni ale oficialităților. Marcăm astăzi o zi importantă din calendarul creștin ortodox, Sfânta Sărbătoare Înălțării Domnului și, deopotrivă, o zi de aducere aminte a eroilor știuți și neștiuți ai neamului. Prin jertfa lor au scris istorie și au deschis drumul către împlinirea aspirațiilor de libertate, demnitate și prosperitate ale poporului român. Am crescut cu crezul că eroii nu mor niciodată. Credința nu moare niciodată. Și astfel, cele două evenimente sunt strânse într-unul singur, de ziua Înălțării Domnului, sărbătorim și ziua eroilor. Ziua eroilor, care nu sunt doar cei căzuți în Primul Război Mondial sau cei din Al Doilea Război Mondial, teatru de operațiuni din Irak, Afganistan sau de unde sunt trimiși de către forțele armate române, de către România, sunt și cei care au luptat în războiul de independență. În fiecare an, ziua eroilor este celebrată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paști, evocând memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. În această zi, în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troițele și monumentele închinate eroilor din țară și din străinătate, sunt oficiate slujbe de pomenire.